Sportivii unea dintre cele mai cunoscute baze nautice din România sunt nevoiți să vâslească printre fiare ruginite. În curtea clubului și la poarte e plin de mașini și clădiri abandonate. Baza situată pe lacul Prundu din Piteș găzduiește secția de caia canoie una dintre cele mai bune din țară. Cu toate acestea, zona prin care trec zilnic sportivii e deplorabilă, la fel și drumul spre râul Argeș, unde performării își fac zilnic antrenamentele. Acesta a devenit de-a lungul timpului o pădure de molos și rable. Mai mult, intrarea în bază e aproape blocată și asta pentru că de mult în interior a funcționat un serviciu auto. Un piteștean care locuiește în zona de mulți ani a povestit despre situația dezastroasă a bazei. Ați făcut vreo solicitare la primărie? A făcut, că, dar... și n-a venit nimeni. A zis că vine ăla, la șeful la mare. Uh -huh. A zis că le ia și nu le-a mai luat. Uita ce tăgăniei, mașinile, le Situația fostului serviciu și a mașinilor abandonate e mai complicată pentru că nu se știe cine administrează zona. Noi am dat afară din curte, am pus lacătul pe poartă și de asta au rămas acolo. Nu avem posibilitatea juridică să ne luptăm cu ei. Inițial au fost vreo 25 de mașini. Cel mai bine ar putea să rezolve cei de la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești, să le ia, să-i amendeze pe proprietari, să evacueze zona, a declarat Dinu Gheorghe, directorul Clubului Sportiv Municipal Pitești. Deși aflat în o proprie, primarul Piteștiului habar nu are ce se întâmplă în zonă. Da, am auzit de această situație, dar nu ține de noi. Cred că cei de la Ministerul Sportului sunt responsabili. Noi nu știm foarte multe pentru că nu ne vizează în mod direct. Nu putem acționa pentru că ar fi ilegal, a declarat primarul Piteștiului. Baza nautică din Pitești nu este singurul loc în care autoritățile nu se implică. În fața parcării Andrei Tudor Vladimirescu, un întreg morman de mașini zace abandonat.